Hai, vă pup! Mă, câteodată am o față când mă uit în oglindă, uite așa și mă uit acum. Mă gândesc, nu știu ce să fac. Ori să mă îndrăgostesc, ori să mă pensionez. Și referitor la pensionare, bă, dragostea asta, cred că trebuie să aibă și ea un moment de pauză, de publicitate mai spre final. Am văzut ieri am auzit așa o știre și am văzut-o la televizor, că o pereche, un cuplu, ea 76 de ani și el 45. S-au căsătorit, da, la țară, undeva la țară, că zici că la țară femeile sunt mai reținute, așa. Și-a făcut o mireasă, nu era vorba că s-au căsătorit, că după poarta lor pot să facă ce vor, absolut ce vor, dar în văzul lumii. Da, și-a făcut o mireasă, s-au cununat, că i-a fost frică ei, că zice părintele că trăiește în concubinaj. Da, cu dânsul. Dânsul îi mai muncea prin curte, dânsa n-avea soț. Eu fi murit, s-o fi despărțit și între pauzele de la muncă, în pauzele de la muncă îi mai dădea așa, îi dădea câte o speranță. Da, până a prins-o pe undeva, pe acolo, prin cea pe aia, prin curte și i-a cerut mâna, piciorul, i-a cerut picioarele. Da. Să steam șpagat. Bă, și la final, după ce au făcut nuntă, că i-a întrebat dacă s-au petrecut după nuntă, zice, ne-am dus acasă, am băut cu nași, aveau și nași, un pahar de vin, adică au vrut să intre în rândul lumii cu totul. Stăteau la poartă pe bancă și el i-a luat gura și așa pupat-o în gură. Ce frumos a fost, n-am închis noi toată noaptea. Uite, așa mi s-a întors, de iubire pentru ei, de drag. Bă, fiecare vârstă, știi că fiecare om are, dar mai al cui să vede, da? Hai mă să avem așa un pic de, pentru toate, știi că hormonii când ești tânăr vin bulung, să ceartă, să bat, să iubesc, să, dar când te duci, cu cât ne ducem în timp, asta e, ne gândim ce să facem. Mai stăm liniștite că n-avea nici niște buze când ai buzele la 30, 40, 50, la 70, așa te pupi, hai vă pup, doamnele.